Păi mă gândesc când facem alegeri în viață, că vrem să-L slujim pe Domnul, avem voința asta să-L slujim și căutăm modalități de slujire. Cele mai multe nu ne ies. Oare cum ar trebui să ne gândim astfel încât să nu riscăm, să nu ne descurajăm? Acum e simplu noi să dăm răspunsul că am ajuns pastor. Dar dacă derulăm firul înapoi, filmul vieții. Ai avut momentele alea de ezitare, de incertitudine, de căutare și de descurajare oarecum. Și acum le mai am. Da. Cred că ține de felul în care înțelegem, în primul rând, umblarea cu Dumnezeu și apoi chemarea lui Dumnezeu. Există un soi de idealism, nu știu cum să-l numesc. Cred că așa e cel mai bine să-i zicem, idealism, în care cineva își imaginează că umblarea cu Dumnezeu și respectiv chemarea lui Dumnezeu pentru o anumită slujire trebuie neapărat să fie cumva să se întâmple niște condiții ideale, de am zis idealism, în care totul să fie perfect. Să se Totul, vadă marca lui Dumnezeu. da, nu, dar totul să fie perfect, totul să fie la liniuță, totul să fie, dacă se poate și cu coloană sonoră, cinematografic așa, să te uiți ca și când te-ai uitat la o peliculă și momentele importante sunt marcate muzical printr-o anumită intensitate sau acum știi că gata, urmează chemarea și Cineva să facă da, intro-ul. e cumva dorința noastră, dar este o dorință omenească, aș zice, de-aia am zis idealistă, de a ne imagina lucrurile importante din viață întâmplându-se într-un decor ideal sau într-o potrivire de timp ideală. Experiența mea, vorbesc în nume personal, experiența mea e diferită, dar nu e mai puțin frumoasă. De mic am simțit, în sensul că în mine a rezonat și la nivel conștient și cumva la nivelul modului în care se întâmplau lucrurile, a rezonat dorința de a-L sluji pe Dumnezeu într-un mod consacrat. Aveam câțiva anișori. Deci nu te mulțumeai cu o slujire sporadică, cum Nu, ar fi intervenții la biserică bun, sau... acum ca să ne înțelegem, eu când zic câțiva anișori, mă refer la o perioadă când aveam vreo 90 ani, așa. Mergeam la cor de copii, pe vremea aceea eram în Timișoara, mergeam la Biserica Elim, cântam în corul de copii, mergeam la școala duminicală, nu înțelegeam eu foarte multe lucruri despre credință, despre teologie, dar știam niște chestiuni de bază. Că îmi place la biserică, nu cred că aș putea spune că îmi plăcea tare mult de Dumnezeu, în sensul că, vai de mine, îl descoperisem pe Dumnezeu și nu știu ce. Nu, îmi plăcea la biserică, îmi plăcea cu ceilalți În copii, familia lui. îmi plăcea la școala duminicală, mă simțeam bine, mă distram în sensul bun al cuvântului, că chiar aveam un timp bun acolo și îmi plăcea ce se întâmpla, îmi plăcea să învăț din Biblie, îmi plăceau poveștile biblice despre Moise, despre Iosua, despre Avram, despre Domnul Isus, despre Petru, despre Pavel, ce auzeam la școala duminicală. Și cumva în sinea mea era gândul acesta, domnule, mi-ar plăcea să fac chestia asta, adică mă văd în filmul ăsta aici, îmi place ce se întâmplă aici, cumva așa îmi văd viața.
am învățat din zbor, așa, am prins limba engleză și apoi am început să ușurel, așa, să-i mai traduc, că erau mulți americani, străini în vremea aia. Am prins engleza și am prins-o cu Biblia, adică ascultam la predicatorii care erau la amvon citind în engleză, urmăream în românește textul biblic sau ce traducea, apropo, președintele actual al cultului nostru pe vremea aceea, fratele Nelu Filip, era la Elim, slujitor, nu știu ce era, diacon, prezbiter la vremea aceea și traducea. Și traduceam împreună de multe ori americanii care veneau. Și îl ascultam pe fratele Filip cum traduce. Făceam ping-pongul ăsta, americanul, fratele Filip cu tare. Și încercam să urmăresc în Biblie și îmi dădeam seama, a, cuvântul ăsta e așa. Și în sfârșit, am prins engleza. Cum am prins-o? Am prins-o. Și încet, încet, am ajuns undeva în jurul vârstei de vreo 12 ani, vreau să greșesc, dar cam așa, am ajuns să traduc de la amvonul Bisericii Elim. Am tradus un predicator american, o predică de vreo 45-50 de minute și Domnul mi-a dat har, în sensul că el vorbea, gesticula, eu vorbeam și limitam și eu cum gesticula. Și învățai era, să predici. Da, era foarte bine ai punctat. Era ungerea aia în care intrasem, știi, intrasem deja în papucii ăia. Trecea prin da, tine predica, da, da, cu har cu tot. Și tot traducând, am ajuns să cunosc destul de bine Biblia. Când am terminat clasa 8-a, deci în jurul vârstei de 14 ani, am dat admitere la Liceul Teologic Pentecostal Logos din Timișoara. Asta se întâmplă în 94. Am făcut pasul acesta pentru că cumva în mine așa, nu pot să spun că era un gând articulat, dar cumva în mine așa simțeam că asta mă atrage. La început era un pic de stres, că trebuia să fiu atent, să nu pierd ceva din ce spune străinul și să traduc și așa, dar toate lucrurile astea îmi veneau natural. Vorbirea, gesticulația, cumva intrarea în rol, dacă vrei, îmi veneau absolut natural și chiar simțeam, nu știu cum să explic, dar așa, era o putere peste mine, da? Și asta numim noi ungere. Și mă înfocam așa, mă ambalam într-un sens bun și mergea. Și tot traducând, la un dat ajunsesem cumva să fiu mai relaxat, mai lejer, să nu fiu atât de stresat, că vai de mine, poate nu prind tot. Și chiar atitudinea cu care eu traduceam era că predic. Nu doar că traduc, că predic. Mă nu făceam, că mi-a plăcut și predica americanului și predica translatorului, că erau două predici diferite. Auzi, te poți duce, continuă, stai liniștit. Da. Deci nu erau două predici diferite, dar cumva eu așa mă percepeam. Dom'le, eu nu sunt aici doar ca să zic în românește ce spune acest om în engleză, eu sunt aici cumva să transmit cuvântul lui Dumnezeu și să mă conectez cu Dumnezeu și cu biserica și cu textul biblic. Asta cred că a avut, acum reflectând, vorbind cu tine, cred că a avut un caracter formativ, ca un fel de liturghie care prin repetarea ei imprimă, știi, și formează. Am dat la uman și la nivelul acela liceului m-am îndrăgostit de textul biblic și aș spune chiar mai mult de interpretarea, de ideea asta de a studia, de a găsi lucruri în text, de a interpreta, de a produce idei pe baza textului. Deci asta s-a întâmplat la nivelul liceului și sigur în paralel am continuat să mă implic, să slujesc, să cânt. Am început să cânt la pian cu vocea cânt, dar nu sunt eu așa vocalist, însă cu pianul am început să cânt în școală, aveam acolo pianină, la capele, la biserică, închinare. Așa s-a născut plăcerea, dorința de a mânui cuvântul lui Dumnezeu, de a-l vesti și în același timp, în forma aceasta a avut loc și chemarea. N-am auzit o voce care să-mi cheme, o trâmbiță.
la momentul acela nu am avut nici măcar vreo prorocie sau un cuvânt profetic din partea cuiva, iată fiule sau copile, Domnul te cheamă sau... Dar era, pentru mine era foarte natural și foarte clar că asta e direcția. Cândva după aceea a existat și un astfel de cuvânt. Mulți tineri care sunt orientați să slujească pe Dumnezeu și-ar dori un astfel de scenariu, dar nu urmăresc un debut similar. În sensul că poate suntem apreciați pentru rolul pe care îl avem în familia lui Hristos. Dar noi, cred că ăsta e secretul, noi n-am căutat slavă, noi n-am căutat poziția asta în care să avem autoritate. În noi bătea inima pentru Hristos. Da, era ceva absolut natural și cumva... Nu știu cum să zic, eu cumva m-am lăsat dus de val, dar într-un sens bun, adică orice oportunitate, orice ocazie, dacă îmi spunea cineva, mă, nu vrei să traduci, uite, fratele ăsta, da, cum să nu, da, uite, n-ai vrea să spui două cuvinte din mine, ba da! Și la 2 și la 1000, și la 2 și la 1000, pe inima, sate, pe unde așa, pe la nu știu unde, la evangelizări, unde poate că alți translatori, care, în general, translatori erau dintre slujitori, prezbiteri, păstori și așa, no, care știau un pic de engleză la vremea respectivă. Și ăia nu prea avea chef să ducă pe nu știu unde, pe nu știu ce sate. Și mă, puștule, nu vrei tu să te duci? Dar cum să nu? Bă, lăsam orice. Și bine, și mama mea cumva m-a sprijinit, m-a încurajat. Adică, na, plecam destul de mult de acasă și se asigura că totul e ok. Adică, așa, dar nu îmi păsa, mă duceam de drag. Câteodată mă uit la unii dintre tinerii din bisericile noastre de care aproape că trebuie să te rogi. Da, hai, te rog frumos, nu vrei să... Pe mine nu puteau să mă oprea, adică, știi, și nu numai pe mine, în general, mulți din generația noastră cam așa erau, adică aveau dorință, inițiativă și aproape că trebuia să zică păstorul, bă, potorește-te, că nu trebuie să le faci tu pe toate, lasă că mai sunt și alții, știi? Adică era dorința asta de a sluji. Cred că există un prag în debutul slujirii pentru fiecare, pe care nu poți să-l treci dacă nu iubești ceea ce faci. Da, că da. Până la urmă se epuizează emoția, se epuizează bucuria aprecierii, da. În dozaj optim e ok și asta. Da. Trece starea aceea de euforie de la început, când îți plac lucrurile noi, că vezi că te-ai descurcat într-un domeniu nou al slujirii, atunci se vede dacă ai iubit la început sau nu. E testul suprem. Când intri într-o anumită rutină în slujire, când apar problemele, când vezi că nu ești remunerat pentru ceea ce faci, când ai o oarecare împotrivire, când apar testele reale, dacă treci peste acel prag și continui și o faci doar pentru Dumnezeu, atunci se vede dacă la început ai avut aceeași atitudine. Zic bine? Da, aș spune și nu vreau să par așa extraterestru, dar eu aș spune că în viața mea nu m-am gândit la remunerare, de exemplu. Nici pe vremea aceea, când oricum n-aveam de unde eu să știu că se poate la o adică să fii plătit ca să predici sau sfârșit. N-aveai informația asta. Nu. Mi-aduc aminte că am predicat într-o seară undeva la Orșova, unde trebuia de fapt să-l traduc pe un misionar și mă cam ambalasem așa, adică mă simțeam, Domnul să mă ierte, la momentul ăla mă simțeam important, știi, și am tot spus tot ce știam eu din Biblie și zice americanul la sfârșit, zice, auzi, Chip, că e așa, ziceam, Chip, ce, auzi, nu? Când te ridici să vorbești, zice, din Biblie, nu trebuie să le spui la oameni tot ce știi. Spune-le așa mai ceva, numai, știi? Nu trebuie să le spun. Adică într-un mod plăcut să spună că am fost prea lung și că nu era cazul să abuzez de timp, știi? Nu mă mai opream. Amin, frate, stai jos. Ai vorbit destul. În sfârșit, cred că li se întâmplă și celor mai buni, știi? Și încet, încet am ajuns la concluzia că da, asta trebuie să fac. A mai fost un episod de clătinare, chiar la relației mele cu Dumnezeu, aș spune, și a simțului îndrumării divine.
Spuneam că între 11 am fost în America și prietenul ăsta din Tulsa, Oklahoma, m-a surprins spunându-mi, zice, când eram acolo, zice, e clar că Dumnezeu are un plan cu tine. Nu ți-ar plăcea să studiezi, zice, Biblia, teologia, aici, la noi, în America? Mânci calul leovăz. Asta era, ți-a pus Dumnezeu mâna în cap, pentru mine cel puțin. Cum adică? Asta e raiul. Nu că America era, în sensul că nu mă visam făcând altceva decât traducând, predicând și studiind Biblia și să o faci și în America, de unde vine ea, de care îi traduceam eu la început. Dă-i seama, era wow! E real? Da, uite, zice. Hai să mergi. Și am mers la Oral Roberts University. M-am cunoscut acolo cu profesor, cu așa, am vizitat campusul, am primit catalogele de promovarea ofertei lor educaționale, am completat niște formulare și prietenul meu îmi spune, te duci în România, vorbești și cu mama ta, care na, așa, trebuie să fie de acord, dar te duci în România, te pregătești bine la engleză, mai știam engleză, dar nu, cu gramatica și cu toate astea, te pregătești, zice, te duci și faci. Și apropo, am făcut la Fundația Soros din Timișoara cursuri TOEFL și în baza testului TOEFL și a tot ce era acolo, Universitatea Oral Roberts m-a acceptat de principiu. Și acum era ideea așa. Acest prieten al meu trebuia să depună cumva ca o garanție pentru mine în contul universității o sumă de bani, enormă pentru mine la vremea aia, mai știu, vreo $15,000, pe care se acceseze. Deci aia trebuie să stea acolo cumva neatinși în cont până când se vede clar dacă are sau nu are bursă. În sfârșit, m-am pregătit, am luat TOEFL-ul, deja, cum să zicem, făceam bagajul și am primit un telefon din partea acestui prieten într-o seară târziu și îmi spune Ciprian, zice, am o veste proastă pentru tine. Dar ce s-a întâmplat? Nici prin cap nu trecea. Zice, soția mea tocmai a fost diagnosticată cu cancer în fază terminală, mai are de trăit foarte puțin și tratamentele și toate astea, chimioterapia costă foarte mult aici și, ca să spun drept, zice, ne cam pregătim de mormântare și asta costă foarte mult și, din nefericire, nu mai pot lăsa banii pe care i-am pus, că îi pusese deja, nu mai pot lăsa banii pe care i-am pus la universitate pentru tine, trebuie să-i retrag ca să pot să rezolv lucrurile astea și nu te mai pot susține. Deci s-a încheiat. Mie la școală început să-mi spună la liceu, americanul, nu știu ce, adică na, m-am, dreptic, că m-am lăudat și eu, bă, termin liceu, mă duc în America să fac teologie, ăștia, wow, știu. Și s-a năruit visul meu. Și atunci m-am supărat. Acum mi se pare ridicol, știi, dacă de-a dreptul prostește, dar m-am supărat pe Dumnezeu. Zic, da, eu vreau să studiez Biblia și tu mă încânți, Doamne, că uite, așa și acum tot să năruiește și nu mai fac nimic de Biblie, cu tare. Mă duc, de mic mi-a plăcut medicina. Deci de mic mi-am cu truse de doctor. La medicină mă duc. Acum imaginează-ți un absolvent de secție umanistă la un liceu teologic că se duce să dea admitere la universitatea, la facultatea de medicină din Timișoara. Numai cât profesor de medicină bolând de să vin. Adică ăia făceau ani de zile meditații ca să ia și el. Eu nu, că mă duc. Și asta e o poveste. Că m-am dus, sigur, m-am pregătit autodidact așa cu culegerile de teste grilă de la Universitatea din București de medicină, la facultate de aici, pe vremea asta de chimie organică, anatomie și fizică. Erau trei examene scrise. Și cum am făcut, cum l-am făcut, deci eu îți dai seama, no, fără meditație, fără nimic, umanist, cum am făcut, cum l-am făcut, am intrat primul la taxă, adică primul sub linia de buget. Și vezi și aici Dumnezeu cum face, că Dumnezeu nu a vrut să cumva să mă facă să mă simt prost, băi, ești prost, nu ai cap, știi, n-ai... Dumnezeu mi-a arătat că sunt printre cei buni, dar că nu-i locul meu acolo, pentru că erau sute de dolari pe an, 800, nu știu cât de dolari pe an era taxa, nu putea, plus cărți și toate cele, 6 ani, nu puteai să... Nu, eu că mă fac neurochirurg, că nu știu ce... Nu e locul tău aici,
Dar prost nu ești, cam asta a vrut Dumnezeu să-mi spună, știi? Numai că eu vreau să te fac doctor, dar de suflete, nu de... Și asta s-a întâmplat în sesiunea din vară, dezamăgit, și mai dezamăgit, adică uite, America n-a funcționat, acum aici n-am făcut nimica, nu-s bun de nimic. Și pe fondul ăsta, pastorul Ticu Leontescu îmi spune, ce Cipit, unde... Unde ai dat tu armii? Păi, la medicină. Cum te-ai dus, mă, la medicină? Așa, m-am apucat nebunia să mă duc. Acolo m-am dus. Băi, omul le zice, dar Dumnezeu te cheamă, tu nu vezi că e direcția clară. Păi, eu nu i-am spus lui, dar în capul meu, da, ce direcție clară, că eu am vrut să mă duc să fac Biblie și teologie, dar uite că m-a închis ușa și nu mai mă lăsază. El e de vină, știi cumva. Și zice, uite, este a doua sesiune de admitere la ITP, în București. Și zice, uite, dacă vrei să mergi, te poți duce, mai sunt locuri. Și părerea mea, a zis pastorul Leontescu, părerea mea că asta este, cheamă Dumnezeu să faci. Și am dat examenele astea și am intrat. Atunci, pentru mine, după ce am intrat, a fost clar. Nu pot să spun că în momentul în care m-am dus să dau admitere, eram, da mă, asta vrea Dumnezeu pentru mine, deși cumva în mine rezona. Ei, după ce am intrat, mi-am dat seama, sunt unde trebuie. Asta este, asta este. Aici trebuie să fiu. Și de atunci a început parcursul, sigur. După 12 ani de slujire la Câmpul Lung, 2013-2014, am început să colaborez cu Biserica Centrul Creștin Emanuel și cu liceul, pentru că pastorul Bochean, în 2013, înainte să înceapă anul școlar, m-a anunțat că are nevoie neapărat de un profesor de teologie, plecase profesorul Subit și au nevoie că începe școala și dacă sunt dispus măcar un an de zile cumva să fac naveta, e solicitant, dar adică să-i ajut. Și bine, ok. Și ce a început cu bine, e ok și cu o navetă săptămânală de aproape 200 de kilometri, s-a terminat în 2014 cu mutarea noastră în București și acceptarea invitației fratelui păstor Nelu Bochean de a sluji împreună la biserică, ca păstor. Eram deja păstor ordinat, dar să slujesc aici împreună cu dumnealui, ca păstor, și ca profesor la liceu. În 2015 am devenit directorul, am fost numit directorul liceului și am continuat și profesoratul și pastorația așa ca asistent și iarăși s-au legat lucrurile. Deci planurile și ideile vin atunci când iubești pe Domnul, iubești cuvântul lui și obiectivul este mai mult decât slujirea, persoana lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu îți deschide o ușă, intri pe ea. Așa. Eu nu vreau. Te bagi plin pe curaj. Ea, te duci pe ea. Așa este. Deci, până la urmă, așa se nasc experiențele, exact, frumoase.